Un angajat din cadrul Direcției de Sănătate Publică Gorj a fost preluat astăzi de un elicopter SMURD pentru a fi transportat la o unitate medicală din capitală. Bărbatul a suferit o hemoragie internă, iar starea lui de sănătate este gravă. Acesta lucrează de ani buni ca șofer al DSP Gorj, nefiind cunoscut cu afecțiuni digestive.